Salut! Astăzi vreau să vă prezint acest amplificator produs de Sony în 1990. Este un amplificator stereo model F220. 1990 este încă perioada în care Sony producea în Japonia, deci vorbim despre un produs made in Japan. Un amplificator de 29 de ani care este în perfectă stare de funcționare, fără a fi fost intervenit asupra lui. Made in Japan a devenit practic la un moment dat un brand și asta datorită calității produselor. Dar ce înseamnă mai exact acest Made in Japan și la ce se referă? Am aflat ulterior că japonezii sunt primii care au introdus în fabricile lor asamblarea robotizată. Deci, practic, au scos din ecuație sau au redus eroarea umană. De aici și produsele lor foarte calitative și foarte, foarte apreciate, iar Made in Japan a devenit un brand. Încheiând această paranteză, am să vă arăt în continuare sau am să vă dau câteva detalii despre acest amplificator. Din câte am găsit pe internet, are o putere undeva la 2x80W la impedanță de 4 ohmi. Este un amplificator cu panou frontal din aluminiu. În această perioadă sau această serie este vopsită pe culoarea neagră. Să vedem cam care este configurația acestui amplificator. Aici avem butonul de power. Odată pornit se aprinde deasupra lui un LED verde. În partea dreaptă, speakers, adică conexiunea la difuzoare. Este un amplificator stereo, dar poate funcționa și cu 4 boxe în același timp. Iar aici putem vedea configurația lor. Dacă vrem perechea numărul 1, perechea numărul 2, pe oprit sau ambele perechi de boxe care le-am putea conecta. Aici avem Rec Out Selector. Aici este ceva selectare pentru partea de înregistrare. Atunci când se folosea înregistrarea pe mod analog, era de ajutor așa ceva. Iar aici, mai în dreapta, input selector. Aici avem intrarea surselor în amplificator. De la tape, casetofoanele vechi, CD, tuner, până la phono. Phono fiind intrarea pentru pickup, mai exact pentru pickup-urile care nu au preamplificare. Adică dacă avem un pickup cu preamplificare, putem să conectăm pe oricare altă sursă. Dar dacă pickup-ul nostru nu are preamplificare, semnalul vine direct din doză, trebuie să-l conectăm prin acest phono. Aici ceva informații despre amplificator, modelul, cum am spus, 220, F220. Spontaneous Twin Drive, Source Direct Circuit, Super Legato Linear. Sunt probabil legate de tehnologiile folosite în interior. Butonul de volum din metal, aluminiu, are un gradaj de la 0 la 10. Se simt foarte bine butoanele, nu au fâșii, nu au foșnit, sunt totul cum trebuie. Aici avem intrare de căști, sau mai degrabă ieșire de căști. Partea de bas cu reglaj de la minus 10 până la plus 10. Partea de înalte, la fel, de la minus la plus 10. Balansul, stânga-dreapta pe partea de boxe. Loudness, acest buton on-off dă un bas mai puternic. Adică în frecvențele de joase o să se audă mult mai bine. Și ce avem aici? Source direct. Odată ce apăsăm butonul acesta, se aprinde partea asta pe verde și taie preamplificarea. Deci sunetul o să fie exact cum este din sursă, fără să mai intervină preamplificarea amplificatorului. Pe partea din spate putem vedea aici intrările, începând cu phono.
Tuner, CD, auxiliar, tape 1, tape 2, au și partea de înregistrare, ce vă ziceam pe partea din față. Made in Japan. Model. Aici avem conectarea la boxe. Putem folosi o pereche de boxe sau două perechi de boxe. Ce este important este faptul că știe să lucreze cu boxe de la 4 la 16 ohmi, adică o plajă mare de impedanță se poate preta la majoritatea boxelor. Aici puteți vedea conectarea la priză, la alimentare. Deja în anii 90 această alimentare era prinsă în carcasă. Deci dacă în 1978, cum am văzut la decul de la Sony, aveam alimentare cu cablu ca de PC, aici deja este încastrat, adică e un model mai simplist. Să facem acum și un mic test de sunet. E adevărat, pentru sunet contează și sursa, contează și boxele, contează și cablurile, contează cam tot. Pot să vă spun că sunetul lui este unul bun. Nu cel mai bun pe care l-am întâlnit, dar un sunet bun, destul de corect, aș putea să spun. E adevărat, contează și configurația. Eu l-am testat în mai multe configurații. Pot să spun că mă declar mulțumit de calitatea sunetului, dar se poate și mai bine de atât. Între timp putem să aruncăm și o privire în interior, să vedem cam ce găsim în interiorul lui. Aici un transformator destul de baban, radiator cu tranzistori, ceva condensatori destul de măricei de la Elna. În speranța că v-a plăcut ce ați văzut și astăzi, vă mulțumesc pentru atenție!